Și dorim ca El, Dumnezeu, să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Nu știu ce se află în sufletul dumneavoastră, nu știu cu ce stare ați venit, dar vă chem în această dimineață să ne închinăm lui Dumnezeu. Și pentru aceasta aș vrea ca să păstrăm câteva momente de tăcere în care să închidem ochii fiecare dintre noi și să cerem ca Dumnezeu să ne curățească, să ne sfințească, să ne dea putere ca să lăudăm pe El. Haideți să păstrăm câteva momente de tăcere în care venim înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Te lăudăm pe tine, Domnul nostru mare. Avem un Dumnezeu mare. De fapt, nimeni și nimic nu este mai mare decât Dumnezeul nostru. De aceea merită să lăudăm numele Lui. Să lăudăm pe Domnul. De aceea, haideți să continuăm să facem acest lucru. În orice mult
cere întâi de plină pace și ea rămâi. Haideți să cântăm, ridicați în picioare și strofa treia. Iar unde-i brasă prin mări și lungi, sămânța bună cu drag s-arungi. Atunci pe casă cu cerul-n gând, te vei întoarce din nou cântând. Doamne, dorim ca de când începem ziua și până când încheiem această zi, Doamne, Ție să-ți cântăm numele. Dorim ca și în această dimineață prezența Ta să fie aici. Și, Doamne, noi ne-am strâns în numele Tău, Te rugăm să fii cu noi. Te rugăm ca Tu să ne binecuvintezi cu prezența Ta, Te rugăm să ne binecuvintezi cu duh de rugăciune, Te rugăm să ne dai un cuvânt potrivit pentru inimile noastre însetate după Tine, Doamne. Dorim ca să Te căutăm pe Tine, dorim ca să căutăm cuvântul Tău, dorim ca să căutăm Sfințenia, Doamne, Te rugăm să ne ajuți la acestea. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi pe orice persoană care a pășit în această dimineață, în această încăpere. Te rog, Doamne, pe cei care nu sunt întorși la Tine, care nu Te cunosc, Doamne, astăzi să fie ziua în care Te întâlnesc pe Tine personal, când își lase toate poverile și își cere iertare pentru păcatele lor și Te primesc pe Tine ca Dumnezeul lor. Mă rog, Doamne, pentru cei care sunt în suferință, Te rog ca Tu să Te atingi de ei. Pentru cei care sunt în îndoiel, Doamne, Te rugăm ca să Te arăți încă o dată în așa fel încât să fie sigur de Tine, Doamne. Și pentru cei, Doamne, care sunt bucuroși pentru Tine, fă ca în continuare să fie perseverenți pe cale. Pentru toți, Doamne, ne rugăm ca să ne faci una în Tine. Dorim ca numele Tău să fie înălțat și prezența Ta să fie peste noi. Amin. Haideți să continuăm să cântăm. Așteptând pe Domnul Tău.
Să fie Domnul pentru această armă a rugăciunii. Aș vrea ca în această dimineață să venim înaintea Domnului cu mulțumire pentru că ne putem ruga. Și vreau să mai citesc încă două versete din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1. E vorba de versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Probabil că ați observat că orașul nostru a început să se umple de afișe electorale, de oameni care ne vor votul și ne aduc tot felul de vești, ne spun tot felul de lucruri, ne fac tot felul de promisiuni. Dar am citit în această dimineață un cuvânt sigur, un cuvânt 100% sigur, și anume faptul că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și aș vrea ca să venim în această dimineață și să mulțumim lui Dumnezeu pentru Evanghelie. Studiem și joia la studiul biblic despre Evanghelie și aș vrea și în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim pentru că am auzit și noi Evanghelia. Am primit și noi Evanghelia și trăim și noi Evanghelia. Haideți, frați și surori, rugăciuni de mulțumire și de laudă, pentru că avem Evanghelia lui Dumnezeu, aceea pentru mântuire. Să ne rugăm! Mulțumim că ne-ai dat și credință să credem în Tine și îți mulțumim că am primit și mântuirea în numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat și Evanghelia, cuvântul viu, întrupat, în Evanghelie, pe cine care ne pune ca hrană pe sufletul nostru. Ajută-ne, Doamne, să strângem cuvântul Tău în inima noastră, să ne dăm timp potriva Ta și ajută-ne să trăim în sfințenie, în curățenie și mulțumire și în ascultare de Tine. Și pentru toate să fiți slăvit în alța și binecuvântat. Amin. Amin. Fie ca și în această zi, cuvântul Tău, acesta viu, să pune pe mulți oameni în căsare de voia Ta, prin cunoștința și prin lumina pe care a venit să ne aduci pe ecolea. Slăbit să fie numele Tău și aici și oriunde să va chema El. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru toate promisiunile care găsim în cuvântul Tău, care s-au împlinit, se împlinesc și se vor împlini, fiindcă este cuvântul Tău. Și cel mai mult dorim să se împlinească revenirea Ta, să ne iei la Tine slavă. Amin. Doamne, Tatăl meu, care ești în cer, te rugăm cu toată inima, Tu îi realize fața orașului, la țării, Doamne, pe care Tu recensi, să trăiască după Evanghelie, să îndemne oamenii la Evanghelie. Și mulțumim că Tu vei lucra și primiți aceasta. Amin. Doamne, Tată, sub din cerul, vrem să ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim, Doamne, pentru Evanghelia Împărăției Tale. Îți mulțumim Dumnezeul nostru pentru că pentru această veste bună, Tu ai dăruit pe singurul Tău viu să moară în timpul avarte cu noi. Îți mulțumim
Doamne Iisuse, că Tu ești promitorul mântuirii noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ai murit pe cruce și că ai jertfit pentru iertarea tuturor păcătoșilor de pe pământ. Pentru ca toți cei ce cred în Tine, Doamne, să capete în numele Tău viață veșnică. Doamne, Te rugăm, cercetează în această zi inimile tuturor celor ce n-au primit această veste bună. Doamne, să creadă în Tine și să capete mântuirea. Tu ai venit, Doamne Iisuse, ca oile Tale să aibă viață și să aibă liber șuc. Doamne, mă rog pentru cei ce nu sunt mântuiți să capete viață veșnică și pentru cei ce sunt mântuiți să primească viață din belșug. Binecuvintează Biserica Britania, Doamne, putere și Duh Sfânt, ca fiecare dintre noi să fim purtători ai Evangheliei Tale și veșnitori ai Cuvântului Tău. Te slăbim, Doamne, și-ți mulțumim pentru Evanghelia Împărăției Tale. Te slăbim și-ți mulțumim că Tu voiești ca toți oamenii să nu piară și să fie mântuiți. Îți mulțumim pentru ziua în care am auzit Evanghelia și am primit Evanghelia, Doamne, de aceea Te rugăm prin Duhul Sfânt. Ajută-ne să trăim fiecare Evanghelia Împărăției Tale. Amin. Bună, Tu, Părinte, Fărădăim și Natală, Vrineată înaintea Sfințării Tale. Și-ți mulțumim, Doamne, că ești Domnul și Stăpânul nostru peste noi. Îți mulțumim că avem un Tată atât de minunat. Îți mulțumim, Doamne, de sănătate. Îți mulțumim, Doamne, de părtășea călălui în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ascult rugăciunile. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci Tu pentru noi. Pentru harul Tău neminunat, care răvești prin Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare, în fiecare zi. Simțim, Doamne, bunătatea Ta, să fii slăvit și binecuvântat. Binecuvântează-ți întreaga biserică, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să ne inimim un pe altul și cu totul, Doamne, facem voia Ta. Că voia Ta-i bună, plăcută și desăvârșită. Ajută-ne, Doamne, să trăim pentru Tine. Și mulțumesc, Doamne, că Tu ne asculti rugăciunile. Să fii slăvit, Iisus, ascult pentru jertfa de la cruce. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că cuvântul Tău este cu adevărat o hrană și cu adevărată băutură pentru omul nostru lăuntric. Ajută-ne, Doamne, să-L strângem tot mai mult în inima și viața noastră să se ghideze după promisiunile Tale, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Eu doresc să-ți mulțumesc, Tatăl Sfânt din Cerul, că prin cuvântul Tău mi Te-ai descoperit și mie azi. Cuvântul Tău Te rog să-L lași să stea în inima mea, să mă călăuzească, să-mi călăuzească pașii pe căile plăcute Ție. Îți mulțumesc și Te slăvesc acum. Și întotdeauna. Amin. Amin. Domnul meu și Dumnezeu, Doamne, vreau să-ți mulțumesc din nou în inima crema din fratele Tău și de la putere și să știi că în inima să fii slăvită pe Doamne și amțumesc. Amin. Descoperi și mie Evanghelia. Dar Te rog, Doamne, pentru cei dragi ai mei, descoperi tot ce vreau. Și ajută-ne să ne primească ca Domnul și Mântuitorul. Și eu îți mulțumesc că Tu știi să faci mai bună decât dorim să fie numele Tău, Tată bun din ceruri, în această zi, în acest loc, Doamne, și în viața celor ce nu Te cunosc. Te rugăm fervinte, cuvântul Tău prin gura țelilor Tăi, să pătrundă și inima celor ce nu Te cunosc. Îți mulțumim și Te rugăm fervinte. Deschidere inima, Doamne, să citească cuvântul Tău, căci în nimeni altul nu este mântuire decât prin Tine. Slavă Ție, noi ne credem în Tine pe deplin și pentru veșnicie. Amin. Amin. Și eu vreau să-ți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru darul credinței care l-a pus în inima mea atunci când am auzit și am citit cuvântul Evangheliei. Mulțumesc, Doamne, pentru că în Evanghelie găsesc putere și
Amin. Ocupați locurile. E o întrebare la care aș vrea să răspundem fiecare dintre noi. Iar cei care am găsit și am simțit răspunsul acestei întrebări să cântăm din toată inima. Vrei tu să scap de povar și păcat prin mielul divin ce-a fost răpus? Vrei tu să împingi răul ce te-a legat prin sfânt sânge al lui Iisus? Început prea bine. Așa că strofa a doua, haideți ca să cânte doar surorile. Și apoi strofa a treia o vor cânta doar frații. Haideți să lăudăm pe Domnul. Vrei să fii al mai curat ca un crin prin mielul divin ce-a fost răpuns? Vrei tu iertare, viață din plin în sfânt sânge al lui Iisus? E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E puterea sângelui vărsat care spală al tău păcat. Amin. Mai spune Apostolul Pavel așa în 2 Corinteni, capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lodăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Amin. De fapt, noi suntem și trebuie să fim Evanghelia trăită. Noi suntem epistola lui Dumnezeu pentru oameni. Noi suntem scrisoarea de dragoste pentru cei din jurul nostru. Și acum aș vrea ca să ne rugăm și să stăm în cercetare înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm într-o rugăciune de pocăință. Să cerem iertare lui Dumnezeu pentru că nu întotdeauna am fost, într-adevăr, acea Evanghelie trăită pe care oamenii trebuia să o vadă. Dacă este să fim sinceri în inima noastră și dacă este să stăm înaintea cercetării lui Dumnezeu, vom recunoaște acest lucru. De aceea, aș vrea ca această rugăciune să vină din inimi cercetate de Duhul lui Dumnezeu. Să fie o pocăință reală, o pocăință adevărată. Să cerem lui Dumnezeu iertare pentru că n-au văzut oamenii în noi întotdeauna Evanghelia lui Dumnezeu. Și să cerem de la El putere. Putere ca să lăsăm, cum zice aici, pe Duhul Dumnezeului celui viu. Să scrie în noi caracterul lui Dumnezeu. Să scrie în noi chipul lui Hristos. Haideți, ridicați pe picioare.
păstrăm din nou câteva momente de tăcere în care venim fiecare dintre noi, cei care se cercetează înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și apoi după câteva momente de tăcere și cu voce tare, câțiva frați, câteva surori să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și cu păcetare, câțiva frații, câteva surori. Doamne, înaintea Ta vin și îți mulțumesc că Tu ești Cel care ai produs în noi așa naștere din nou. Dar Te rugăm să ne ierți pentru fiecare moment de faliment, când am căzut, când n-am avut o epistolă scrisă a curăției, a dragostei pentru ceilalți. Iartă-ne de fiecare dată când motivațiile noastre, când gândurile noastre, când faptele noastre n-au fost în conformitate cu Cuvântul Tău, cu Evanghelia pe care o propovăduim. Te rog să ne dai putere să trăim Evanghelia. Și recunoaștem că nu putem din noi înșine, ci avem nevoie de ajutorul Duhului Tău Celui Sfânt. De aceea umple-ne cu Duhul Tău Celui Sfânt. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Doamne, Te rugăm și responsabil astfel încât să fim o Evanghelie scrisă și citită de semenii. Vreau să ne ierți pentru orice situație în care nu am fost în felul acesta. Vreau să ne dai curaj, uși deschise și putere să te mărturisim în locul. Amin. Vreau să-ți mulțumesc frumos, Doamne Dumnezeule, pentru Evanghelia vieții, pentru că ea ne învață în drum, ne dă înțelepciune, neprihănire. Această Evanghelie doresc, Doamne, să o iau în inima mea, să o învăț, să o trăiesc, Doamne, și în felul acesta, eu și toți frații și surorile mele, să devină epistole vii scrise pentru cei care ne înconjoară. Dorim așa de mult ca prin Duhul Sfânt, Doamne, să semănăm în caracter cu Domnul Iisus Hristos și din inima noastră să strâșnească râuri de apă mie, așa cum spune Scriptura. Doamne, Te rugăm frumos să ne ajuți la aceasta și îți mulțumim din toată inima. Amin. Cu credință și cu pocăință dumneavoastră și vă smeresc, Doamne, a tot puternicul. Pentru că de multe ori am trăit după îndemnile Tine, Doamne Tată, cercetează-mă. Și vezi dacă sunt pe o cale rea, curățește-mă, Te rog, cu toată inima. Ajută-mă să trăiesc după cuvântul Tău, după Evanghelie. Și dacă vestesc Evanghelia, să și trăiesc, Doamne, să și trăiesc. Doamne, îți mulțumesc de toată inima și de această dimineață. Că ne-ai făcut, ne-ai dat binecuvântarea să fim în casa Ta. Ne putem închina cu toți, la toată și mea. Binecuvântează cuvântul Tău, Doamne. Doamne, te rog, privește în mine toată vina
care vezi în mine și, și neliniștire de mulțumire și foarte liniștipătate și bine liniștipătate. Vizezi și spune că te vor face de mine păcătoasa, te o iartă, mă mulțumește-mi, până curată cu Sfântul de Cuvânt. Și mă servitez ție, Doamne, tărăiești, ca să trăiesc în ascultare cuvântului tău. Inima mea să dau ție, ca să fii tu neapă de plin, să trăiesc așa cum îți face ție să te ascult și să te lauzi. Amin. Pentru că ne-ai răscumpărat în multe sfânt și sfânt, pentru că ne-ai răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus, ne împlinăm cu toată mulțumirea și recunoștința ta că ceresc. Și-ți mulțumim din toată inima că ne-ai lăsat cuvântul tău scris. Suntem mutuci, suntem plini de răutate, suntem plini de firea noastră, de ce ne bucăim în dimineața aceasta înainte ta și am dorit să nu uităm bunătatea și curatea cu care ți-a arătat o față de noi. Doamne, de multe ori am acoperit cuvintele noastre, curatea noastră, adevărul tău, dreptatea ta, bunătatea ta. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne dai putere să trăim Evanghelia, că fără de care nu avem niciun câștig. De aceea te chemăm în toată inima și te rugăm, pune-ne de Duhul cel Sfânt, pune frugurii noastre și iuțimii noastre și rămâi cu curia și nădejdea noastră, Doamne, căci în Tine o avem. Amin. Te rugăm și te slăbim, Dumnezeul nostru viu și adevărat. Doamne, venim în fața ta ca să-ți mulțumim pentru că un Dumnezeu așa de mare s-a îndurat de noi, așa niște minute. Îți mulțumesc, Doamne, că prin tine avem valoare. Și vrem că această valoare pe care tu ai pus-o în noi, să o arătăm celor din jurul nostru. Doamne, îndură-te de noi și ajută-ne să fim niște evanghelii vii înainte. Ca cei care privesc la noi să te recunoască pe tine în viața noastră. Doamne, în numele Domnului Iisus, te rog să ne cercetezi pe fiecare membru al Bisericii Betania să-l aduci la o viață de plină în Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, ca în felul acesta, Duhul Bisericii Betania să se aprindă, Doamne, să fie un exemplu pentru orașul acesta, pentru țara aceasta, pentru că stăm în fața atâtor oameni și atâtor îngeri care ne privesc. Ajută-ne, Doamne, să trăim într-un tip vrednic de Evanghelie. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei duce la bun sfârșit ceea ce Tu ai început în noi. Dar ajută-ne, Doamne, ca și noi să ne dăm toate stăruințele, să unim cuvintele cu faptele noastre. Te laudăm, te slăbesc și îți mulțumesc, pentru că îndurările tale n-au ajuns la capăt, ci se reînnoiesc în fiecare zi față de noi. Lăudat să fii Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ocupați locurile. Continuăm să vă rugăm. Mă cred în El, chiar și când nu-i
stânca sus sau în adânc de văr, lovit de văr, ajung la mar. Cerescul Tată m-a ajută-ne să ne încredem în Tine. Aș vrea să ne mai rugăm pentru că câteva lucruri în această dimineață. Aș vrea să ne rugăm pentru frații și surorile care sunt în suferință, în trupurile lor. Și am primit un bilet să ne rugăm pentru sora Fișcă Mina, în vârstă de 87 de ani. Ne rugăm pentru sora Popa Eugenia, în vârstă de 91 de ani, care sunt bolnave și care au dificultăți și în ceea ce privește vederea, ca Dumnezeu să se atingă de ele, să le dea putere în suferință, să le ajute ca să se încreadă în Domnul. De asemenea, rugăm pentru toți cei care sunt în suferință. Dumneavoastră îi cunoașteți mai bine. Cred și poate mergeți pe la ei și vizitați. Haideți să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să se îndure de suferința lor și să-și pună toată nădejdea în Domnul. Și de asemenea aș vrea să ne mai rugăm în această dimineață pentru Liceul Betania, pentru structura aceasta. Vom primi vizita lor în această dimineață. Aș vrea ca să ne rugăm ca și ei să fie epistole care să se poată citi ușor. Și când vor citi oamenii viețile lor să înțeleagă un singur lucru, Domnul Iisus Hristos și mântuirea pe care El o dă prin jertfa Lui de la Calvar. Cu aceste două lucruri, haideți, ridicați în picioare, într-o rugăciune în comun. Ne rugăm pentru frații și surorile în vârstă, sau nu neapărat, care sunt bolnavi, și ne rugăm pentru liceenii de la Liceul Betania.
Îți mulțumim, Doamne, pentru că putem să stăm înaintea Ta, în fața Ta în această zi. Mulțumim că am putut veni la biserică. Mulțumim pentru că putem să deschidem cuvântul Tău și să-L citim. Mulțumim pentru că putem să stăm în părtășie. Mulțumim pentru că putem să fim aici. Doamne, ne gândim și la cei care sunt în această zi pe un pat, în suferință. Doamne, Te rugăm ca Tu să Te înduri de ei. Te rugăm ca Tu să le lini durerile. Te rugăm ca Tu să lași pacea Ta în inima lor. Să lași nădejdea Ta în inima lor, Doamne. Te rugăm să-i ajut ca să-și ațintească privirea la Tine. Doamne, îți mulțumesc pentru că așa cum pentru fiecare dintre noi, Doamne, te ocupi de ei, Doamne, și Tu ai în vedere pe toți. Mulțumim pentru că în această dimineață ne putem ruga și pentru liceenii de la Liceul Betania. Doamne, te rog ca Tu să-i binecuvintezi și pe ei. Ajută și pe ei să fie o epistolă scrisă și trăită pentru oameni. Și dacă sunt acolo tineri care nu Te cunosc pe Tine, Doamne, care nu cunosc Evanghelia și puterea Ta, Doamne, te rog, arată-ți puterea și în viața lor. Te rog, Doamne, ca să-i ajuți ca să Te cunoască pe Tine, să Te leagă pe Tine, să Te mărturisească pe Tine, să trăiască cu Tine în inimă, Doamne. Mulțumim pentru că ne binecuvintezi pe noi și ne binecuvintezi și pe ei. Mulțumim, Doamne, pentru că, deși suntem nevrednici, binecuvântările Tale se revarsă asupra noastră. Mulțumim pentru că putem să fim recunoscători. Mulțumim pentru că putem să stăm în rugăciune, în libertate, în această zi înainte Ta. Fii binecuvântat pentru atâtea binecuvântări. Amin. Ocupați locurile și mai cântăm o cântare cu nerăbdare. Aștept ziua. Să nu uităm că aici suntem doar trecători, suntem într-o călătorie, o călătorie la capătul căreia ne așteaptă Hristos în ceruri. Haideți să cântăm această cântare.
veniți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Sunt trei îndemnuri pe care ne le dă Apostolul Pavel privitoare la a trăi după pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Și cred că în vremurile acestea, în care oamenii nu mai prea laudă pe Domnul, ci să laudă pe ei înșiși, suntem chemați să lăudăm pe Domnul. În vremurile acestea, când oamenii sunt total nemulțumiți și cârtitori, și parcă Europa este plină sau cuprinsă de febra aceasta nemulțumirii, suntem chemați să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus. Amin. Și apoi să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Cred că e cel mai important lucru. Dacă suntem sub autoritatea Domnului Iisus și într-o supunere ca mădulare în trupul lui Hristos, Dumnezeu este Cela care dă binecuvântare. Viață pentru veșnicie, spunem Psalmul 133. Ne bucurăm să fim în casa Domnului și să avem părtășie cu Domnul și unii cu alții. Numele Domnului să fie lăudat în veci. Amin. Ultimele două zile la Sibiu s-a desfășurat conferința Peniel. Tineri din toată țara au venit aici și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că am participat și eu o zi acolo și am fost impresionat de puterea cuvântului cu care a fost vestit. N-am fost în totul de acord cu modul de cântare. Poate că am îmbătrânit un pic. Sau poate că nu mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cei ce cântă într-un fel prea tare, cu prea multe tobe. Am stat chiar în fața unei boxe și la un moment dat am simțit că îmi bate stomacul așa. Și am zis, Doamne, lucrează Tu și prin tobele astea și schimbă-le mintea, dar mai ales lucrează prin cuvânt. Și m-am bucurat că mulți tineri au ascultat cuvântul, au venit în față și au îngenunchiat în fața Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Cred că și în dimineața aceasta sunt tineri care au rămas după conferința Peniel să se închine Domnului cu Biserica Betania. Vă salutăm cu drag pe toți, Domnul să vă binecuvinteze, să fiți bine primiți în biserica aceasta și să vă bucurați împreună cu noi. Haideți să-i salutăm, dați mâna cu cei din dreapta, din stânga și salutați-i și binecuvântați-i în numele Domnului. Ne bucurăm că după un timp destul de lung, fratele Rotaru Cornel, împreună cu familia, au venit acasă din America, de la Portland. Domnul să-i binecuvinteze. Frate Cornel, te invităm în față cu soția și cu cei ce mai sunteți aici să ne salutați, să ne vedem față în față și să avem părtășie în numele Domnului Iisus. De asemenea, salutăm pe toți cei ce ați venit din alte părți la închinare și binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste fiecare dintre noi. Pace și mie fostor. Pace! Așa ne bucurăm să fim în dimineața asta, așa cum am auzit aici. Multă lume poate merge în altă parte și îți busy, cum să zice, prin America, busy cu altceva, dar noi care ne-am făcut timp pentru Domnul, asta e lucru minunat. Vă aduc salutări și har și pace de la frați. Când am plecat de acolo, s-au rugat pentru noi, a fost un fel de situație mai deosebită, copiii i-am lăsat acolo, avem patru băieți mari, Ruben cel mai mare e aproape cât mine, acolo cresc parcă copiii mai repede ca aici, nu știu. Ce să zic? Așa ne-am bucurat, pentru că când am plecat în America, am crezut cu nevasta, măcar la 2 ani venim. Mi-a plăcut Biserica Betania și așa, parcă
Mă uit pe internet, să știți. Așa, cu newsurile, nu trebuie să spuneți nimic, că suntem la curent. Ce să zic, m-am bucurat de frații tineri din față. E așa o bucurie pentru noi, că și eu am copii și așa mă bucur când îi văd că caută calea Domnului. Și e un lucru minunat. Și cum zicea fratele, ieri am fost și noi în oraș și am văzut, sunt alegeri. Și așa au fost și în America. Și când ne-am dus, noi era Bush. Și toată lumea a crezut că Bush și Dumnezeu și creștinii la biserică ne ducem că ăsta e om pocăit. Și pocăitul ne-a băgat în război și ne-a băgat în datorii și tot nu a fost bine. Și apoi a venit Obama, fraților. Apoi să știți că Obama ne-a mângăiat de acum. Și acum simțim. Când a venit Obama, erau adunări electorale, se strângeau pe stadion, poate că nu știți. Era ca la Michael Jackson, hierta cu mință. Erau oamenii, leșinau fetele chiar de chiar. Obama salvatorul. Să-i vedeți acum, să-i vedeți ce s-au muiat americanii când aude de Obama. Doamne, iartă-l. Doamne, iartă-ne pe noi că nu știm ce am făcut. Și așa cum scrie în Biblie nouă, zice, îmi ridic ochii spre cer, de unde vine izbărirea, fraților? Nu știu dacă vine de la oameni. Și așa e și în România. Și să știți că au fost vremuri grele și pentru noi. Și v-am spus, când am plecat, frații mei au zis salutări și la toți li dor. Toată lumea ar veni acasă. Și chiar mă gândeam, zic, uite, domnule, Israelul când a fost în Egipt, după ce a ieșit un pic de acolo, a dus dorul la oalele de crastaveți și o lăsa ei acolo. Ce să zic, ne bucurăm încă o dată și mă bucur, stăm 3 săptămâni, sper să ne vedem. Vă zic, acum în lumea civilizată, cum se zice și în România, lumea merge la ocean duminica și așa trist. Odată am încercat și eu cu nevasta și mi-era gândul tot la biserică și am zis, dar n-are rost să ne chinuim. Știi că frații sunt acolo și tu stai. No, să ne ajute Domnul să stăm aproape de El și de casa Domnului și eu cred că asta contează cel mai mult. No. Pace. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Cornel, noi ziceam Coco. Coco a rămas tot așa plin de voioșie și de bucurie. Domnul să-i binecuvinteze. Veniți acasă, români, veniți acasă. Domnul să vă ajute și să ne dea bucurie împreună. Dacă ziceam de la început că a venit Coco din America, să scula altcineva și ne aducea salutări. Fratele Ghiță, e numit de nepoțel Coco. Am divulgat un secret. Îl salutăm cu drag, bun venit acasă și vrem să ascultăm salutări din America, de la fratele Ghiță. Mă bucur că sunt din nou cu dumneavoastră și pot să apreciez harul pe care l-am avut ca 4 săptămâni să fiu plecat în America. N-aș vrea să merg pe aceeași linie pe care a mers Coco 1, ci aș vrea să vă aduc salutări pline de dragoste de la frații care au fost cu noi și acum sunt în America. Am fost în Chicago prima dată, acolo prima duminică am fost la biserică la fratele Valentin Popovici, iar după amiază, unul din prietenii mei care merge la o biserică de americani m-a invitat la grupul de părtășie de case. Am ținut neapărat să particip la un astfel de grup de părtășie. Face parte dintr-o biserică de câteva sute, nu foarte mare, și au program doar duminica dimineața. Dar duminica după masă se strâng în grupuri de părtășie. Și am fost impresionat să particip la un astfel de grup, pentru că am văzut acolo ceva care m-aș bucura să implementăm și noi. La grupul respectiv, spunea fratele care era prieten și care era și gazdă, participă aproximativ 12 frați din biserică. Acum, în ziua respectivă nu erau toți 12, dar se știa foarte exact unde sunt ceilalți frați care lipsesc și cei care erau prezenți se rugau pentru ei. Prin grupurile acestea de părtășie, biserica era foarte, foarte, foarte unită. Apoi, împreună cu 5 familii, deci 5 familii, am plecat într-o stațiune deosebită, în Mexic.
am văzut acolo creația lui Dumnezeu și am dat slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a creat. Și dacă ne uităm în jurul nostru, creația lui Dumnezeu ne determină să-L urmăm pe Domnul. Pe lângă faptul că am avut părtășie ăștia cinci familii de români, acolo printre toate națiunile pământului am fost și cinci familii de români, am văzut un lucru interesant și latura aceasta spirituală m-a impresionat. Era acolo o capelă, în mijlocul stațiunii, o capelă în care se organizau nunți, foarte multe nunți, în fiecare zi. Oameni din diferite țări mergeau acolo să-și facă nunta, tinerii. Și în același timp, capela aceasta, care era o capelă deschisă, găzduia pe toți creștinii, indiferent de confesiune. Și am văzut acolo grupuri care mergeau să se roage și după aceea își făceau concediul lor. Așa se face, cum spunea fratele, că și noi, duminica fiind acolo, chiar dacă eram la ocean, am zis să mergem la capela aceea. Și am avut o părtășie deosebită. Am cântat, ne-am rugat, am predicat acolo și pe lângă grupul nostru au venit alții care se uitau așa și își dădeau seama că noi suntem creștini, deși nu ne înțelegea limba. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare care ne-a înfrățit și dacă pe pământul acesta sunt creștini care nu cunosc limba unui altuia, vine vremea când o vom cunoaște limba cerului și vom vorbi toți aceeași limbă. Apoi ne-am întors de acolo și am avut harul ca să fiu la Ekron, a treia duminică, la Ekron acolo avem frați din Sibiu și toți vă salută. Să-i nominalizez, mi-aș întrista dacă aș omite pe cineva. Și aș începe cu fratele Teodosiu Iosif, pentru că dânsul a avut un mesaj deosebit pentru biserica noastră și m-a rugat să mulțumesc bisericii noastre care s-a rugat pentru el. Cunoașteți împrejurarea grea prin care a trecut, fiind operat pe creier, acum se simte mai bine, a participat la toate serviciile bisericii la care eu am fost acolo și participă la biserică, starea lui este o stare în ameliorare. Ne rugăm în continuare pentru dumnealui. Și apoi acolo, la Ekron, celelalte familii Teodosiu și în mod deosebit Deborah și Covidiu ne salută cu drag și cum spunea fratele, să știți că ei știu tot ce se întâmplă aici. Și ei au venit cu noutățile, mi-au spus exact ce se întâmplă în fiecare zi și sunt la curent cu totul, deci suntem o mărturie pentru toți cei care sunt acolo și Dumnezeu să ne ajute și cum spuneam și joi. Toți se uită cu apreciere vis-a-vis de biserica noastră și parcă toți ar vrea să facă cum e la Biserica Betania. Și am stat și m-am făcut mic și am zis, măi, ce responsabilitate mare avem de a fi un exemplu pentru ceilalți, Domnul să ne ajute la aceasta. Toți ne salută cu drag. Ultima duminică am fost la Cleveland, unde din nou m-am întâlnit cu frați români care sunt acolo, fratele Gheorghe, fratele Cucârță, mulți prieteni din țară, ne-am întâlnit acolo și am avut părtășie, timpul trecând foarte repede, întorcându-mă acasă. Și mă bucur din toată inima că am ajuns acasă și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze împreună. Și dacă am făcut o călătorie, să știți că noi toți suntem într-o călătorie, călătoria spre cer. Și în curând vom ajunge toți acasă. Dar să avem ochii ațintiți în sus, de unde ne vine izbăvirea. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Amin. Dumnezeu ne-a așezat, nu întâmplător, în Sibiu, ne-a așezat cu un scop și ne-a și binecuvântat Dumnezeu în Sibiu. Tinerii care veneau din alte locuri ale țării spuneau, măi, ce oraș frumos aveți. Am avut parte de câțiva tineri din Megidia și ziceau, ce deosebire mare și de mentalitate și de oraș între Dobrogea și Sibiu. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru locul în care ne-a așezat Dumnezeu și pentru harurile multe de care ne-a făcut parte. Un har mare, nu știu dacă conștientizăm acest lucru. Dar dacă mergem în alte locuri, vom vedea ce mare har avem, un har mare, e că Dumnezeu ne-a lăsat în oraș un liceu creștin. Nu ne dăm seama de asta. Numai dacă stăm de vorbă cu alții care și-ar dori așa ceva, ne dăm seama că e mare har. În dimineața aceasta, o parte din corul liceului, o parte mai mică, ne vor sluji cu un mic program. Mulți sunt plecați, este și un botez la Betel, vor trebui să plece și la Betel, ați auzit la Roșia, fost și o nuntă la Emanuel, dar au venit în dimineața aceasta să ne slujească, împreună cu
Doamna profesoară de muzică, vă ascultăm. Haideți în față, veniți aici, așezați-vă și cei din spate și cei din lateral, veniți aici în față, haideți! Yeah.
Înainte de a asculta următoarea cântare, dați-mi voie să spun câteva lucruri. Sunt două etape din bruma mea de cunoștințe foarte importante pentru om. Etapa primelor 7 ani de acasă. Și zicem, avem un proverb, cei 7 ani de acasă lipsește sau sunt din belșug. Perioada primilor pași, când copilul în casă este învățat. Ai perioada lui Moise, când a fost mic și a fost învățat de mama lui, lucru care i-a rămas în minte. Dar mai e o perioadă extrem de importantă. Perioada adolescenței. În perioada aceasta se clădesc valorile și se așează un caracter care te ajută sau nu în viață. Dacă în perioada primilor 7 ani de viață părintele trebuie să te ajute, în perioada adolescenței Dumnezeu ne-a dat harul să avem un mediu creștin în Sibiu, al liceului. Și cred că marele avantaj al liceului creștin este tocmai acesta, dincolo de faptul că cei care termină liceul creștin pot merge la orice facultate. Farmacie, drept, și am avut și avem avocați, avem farmaciști, avem doctor și așa mai departe. Cred că cel mai important mediu, cel mai important lucru, este un mediu în care se cere prezența lui Dumnezeu, atât în cancelare cât și peste elevi, un mediu în care se oferă posibilitatea ca cel care vine la liceu creștin să fie impactat nu doar cunoștințe, ci și spiritual, inima. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru toți elevii care s-au format spiritual în liceu creștin și au rămas pe calea lui Dumnezeu. Morali, în lucrarea pe care eu o fac în orice domeniu, Dumnezeu i-a format și cizelat prin liceu creștin. Eu sunt un exemplu. Vă mărturisesc că pe mine m-a ajutat în convertire foarte mult. Al cunoaște pe Dumnezeu pentru mine personal a fost aici, în liceul creștin. Și cred în asta. De asta și vreau să vă spun și să doresc ca să avem mentalitatea aceasta ca biserică, să ne rugăm pentru liceul creștin și să susținem liceul creștin. A fost la Arad acum un an, la Olimpiada Națională de Religie, unde ne-am întors cu locul întâi pe țară. Și la Arad, condiții extraordinare, un liceu extraordinar, bine pus la punct, dotat din toate punctele de vedere. Academic nu era atât de performant ca micul nostru liceu, dar era cât se poate de pus la punct. Și am găsit un lucru interesant. Pocăiții din Arad dădeau năvala și se certau cu nepocăiții că nu-i corect ca nepocăiții să le ia locul pocăiților. Și m-am bucurat de această atitudine a unor oameni care înțeleg valoarea unui mediu creștin. Între 28 și 30 mai, toți cei care doriți să vă chemați copiii la liceu creștin, o puteți face, să facă înscriere între 28 și 30 mai. Atât pentru copiii pocăiților, dar noi avem loc și pentru copiii nepocăiților care doresc. Între 28 mai și 30 mai se fac înscrieri la liceu creștin și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze acest mediu creștin cu impact pentru veșnicie. Mai cântă tine o cântare. Thank you.
Domnul să vă binecuvinteze. Când s-a înființat liceul acesta, spunea cineva între înaltele oficialități ale Sibiului, îi lăsăm să facă și așa nu vor face ei nimic. Iată că de 18 ani Dumnezeu a binecuvântat școala aceasta cu tineri care s-au pregătit, care au crescut spiritual, care l-au cunoscut pe Domnul și care sunt mulți dintre ei implicați în lucrarea Domnului. Aș vrea să ne rugăm pentru liceul creștin și să cerem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să dăruiască și în anul acesta mulți doritori dintre elevii care termină clasa 8-a să se înscrie la liceu și să meargă acolo. M-am întâlnit zilele trecute cu un domn pe stradă și am spus, Domnule, am făcut o mare greșeală în viață. Băiatul meu a reușit la liceul Betania și m-am luptat din toată inima să-l mut la un alt liceu. Și acum am dat seama că am greșit. Pentru că el, în loc să-l urmeze pe Domnul, el a urmat pe cei din liceul acela cu tot felul de lucruri rele, cu droguri, cu băutură și cu alte lucruri. E un mediu în care se formează caracterul. Scopul numărul unu a înființării acestui liceu a fost să formăm oameni de caracter. Apoi oameni care să aibă cunoștințe teologice, cunoștințe de limbă engleză și de informatică și să fie de folos în viață. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, Tată Ceresc, cerem binecuvântarea Ta peste liceul Baptist Betania. Și am vrea, Doamne, ca și în anul acesta să îndrum cât mai mulți copii spre liceul acesta. Binecuvintează și lucrează la inima părinților. Și aș vrea, Doamne, să dezbraci de mândrie și să dai în smerenie dorința de a fi parte din această lucrare și să poată beneficia de harul de a crește copiii sub ascultarea cuvântului și învățătura Ta. Binecuvintează profesorii care lucrează acolo. Binecuvintează păstorii care predau acolo. Binecuvintează pe cei ce învață disciplinile laice, dar mai ales pe cei ce învață disciplinile teologice. Și am vrea, Doamne, ca școala aceasta să fie binecuvântată de Tine cu tot ceea ce are trebuință. Îți mulțumim că harul Tău ne este îndeajuns. Lasă binecuvântarea Ta peste ei și peste noi toți, că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Luați loc, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timp ce corul cântă o cântare pentru lauda Domnului. Apoi vom asculta cuvântul Domnului prin fratele Ghiță, Domnul să-l binecuvinteze.
Călătoria pe care am făcut-o m-a învățat și câteva lucruri spirituale. Și în timp ce eram în călătorie, mi-am adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că noi suntem străini și călători pe acest pământ și ne îndreptăm spre țara noastră, despre care cântăm cu atâta drag în multe cântări. Eu mi-am luat bilet pentru Chicago și am avut o țintă să ajung acolo. Ca să ajung acolo, a trebuit să cumpăr biletul, dar n-a fost suficient. A trebuit să am și viză ca să pot intra în țara respectivă. Și am făcut toate demersurile care au depins de mine în dorința de a ajunge în punctul pe care mi l-am fixat. Am luat și avionul și acolo, printre nori, am învățat și câteva lucruri spirituale vis-a-vis de călătoria spre ceruri. Dacă spre un punct fix în lumea aceasta ai nevoie de pregătire, mă întreb, oare ca să ajungi în locul acela pe care toți îl dorim, să nu existe o pregătire în prealabil? Unul dintre tineri vine cu o întrebare foarte serioasă și mi-o adresează și îmi spune, frate Ghiță, vreau să-mi spui, dar foarte concret, ce să fac să ajung în cer, dar să fiu sigur de lucrul acesta. Pentru că încă între noi sunt oameni care nu sunt siguri și dacă eu pun întrebarea și o mai fac în grupurile de tineri cu care lucrez, mai sunteți siguri că ajungeți în cer? Vreau să vă spun că mare majoritate n-au siguranță ajungere în cer. Ori dacă mergem printre semenii noștri care au pretenție că sunt creștini și întrebăm, ajungi în cer? Știți care e răspunsul? Asta Dumnezeu știe. Este adevărat, Dumnezeu știe, dar trebuie să știi și tu. Pentru că Dumnezeu nu ne lasă în confuzie și vrea ca toate lucrurile să fie clare și pentru noi. În sensul acesta, în limita timpului care l-am la dispoziție, aș vrea să ne uităm în Scriptură, să vedem ce trebuie să facem ca să ajungem cu siguranță la destinație, la locul acela pregătit de Dumnezeu. Să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în cartea Iosua, capitolul 14, și aș vrea să citesc de la 6 la 14. Iosua, capitolul 14. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului, Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat de moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Care să fie condiția să ajungi în țara promisă? Mă uit în textul acesta și noi am învățat să studiem Scripturile. Și când studiem Scriptura, cuvintele care se repetă sunt cuvinte cheie. Propozițiile care se repetă sunt propoziții care trebuie să-ți dea de gândit. Și acum în textul pe care l-am citit îl vedem că ajunge
să cucerească țara. Țara este cucerită și acum fiecare seminție trebuie să-și ocupe locul. Și Caleb vine și intră în împărăție. Călătoria noastră spre ceruri se poate asemăna foarte bine cu călătoria poporului prin pustie spre țara promisă. Vă aduceți aminte? Din Egipt, cu mână tare, Dumnezeu călăuzește poporul. Și se încolonează spre țara promisă un număr foarte mare, 600 de bărbați, 2 milioane de călători spre țara promisă. Știți câți ajung? Doi. Și asta mă pune pe mine pe gânduri. Nu e vorba de cei care au rămas în Egipt, dar e vorba de cei care au plecat din Egipt spre țara promisă. Avem pretenția că am plecat din Egiptul păcatului și ne îndreptăm spre țara aceea frumoasă pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi. Nu-i simplu de ajuns acolo. Să nu te culci pe urechea faptului că ai pornit, ci important este să și ajungi acolo. Pentru că textul pe care l-am citit ne arată un lucru cutremurător. Din acea mulțime mare să ajungă doar doi, este adevărat că pe parcursul celor 40 de ani s-au schimbat generațiile și au intrat copiii acestora, dar din cei care s-au încolorat la început, ajung doi și știți care sunt aceștia? Mi-a nominalizat Iosua și Caleb. Dar de ce ajung aceștia doi acolo? Și acum textul acesta, și nu numai, că dacă ne uităm în contextul capitolului 14 din Iosua, vedem că cei care au urmat în totul calea Domnului, aceștia ajung. Și acum răspunsul care l-am dat tânărul acelea. Ca să fii sigur și să n-ai nicio rezervă de îndoială că ajungi în împărăția promisă, trebuie să umbli în totul în calea Domnului. Dar vei zice, cum e asta? Asta înseamnă să nu fie niciun compromis, să nu fie jumătăți de măsură. Nu există procente 80%, 90%, dar nici 99% nu-ți dă siguranța intrării în țară. Ci dacă umbli în totul în calea Domnului, ajung în fața Hebronului și Caleb stă în fața poporului și spune: uite, eu am urmat în totul calea Domnului. Eram în vârstă de 40 de ani când a trimis Moise robul Domnului ca să-i scodească țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. O inimă curată înseamnă să ai când umbli pe calea Domnului. Cum însemnează să umbli în totul în calea Domnului? Și aici aș vrea să spun că nu există creștini de duminică, ci creștini în totul, în fiecare zi. Nu suntem creștini doar la biserică, ci a urma în totul înseamnă la locul tău de muncă, în familie, să îl urmezi pe Domnul, fără rezerve. Contează foarte mult sfârșitul. Sunt foarte mulți care se încolonează pe calea aceasta, dar nu ajung la final. Sunt foarte mulți ca nevasta lui Lot. Vă aduceți aminte când s-a nimicit cetățile acestea, Dumnezeu scoate pe familia lui Lot, iasă și sora Lot împreună cu soțul și copiii lui, dar nu ajung în țara promisă, dar iasă din Sodoma și Gomora. Dar asta nu-i dă siguranța faptului că ajunge în fericire și cunoaștem evenimentele, se transformă într-un stâlp de sare pentru că privește înapoi. Nu ajunge la țara promisă spre deosebire de soțul ei Lot, care ajunge în Țoar. Nu numai să fugi din Sodoma, dar important este să ajungi la țintă. Nu numai să-ți cumperi bilet spre o anume destinație, ci important este să te sui în avion și să ajungi la țintă respectivă. Mă întâlnesc cu o altă grupare de oameni și despre aceștia ne vorbește evanghelistul Ioan. Spune că oamenii au început să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și la ucenicii lui, la ucenicii cei 12 se adaugă alții și alții. Și Domnul începe să învețe și le vorbește Domnul niște cuvinte deosebit de tari, deosebit de valoroase.
Și spune așa, cine nu mă mănâncă pe mine, nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu vor avea parte cu mine. Și vorbirea aceasta se pare pentru cei care o ascultă, asta e prea de tot. Cine poate să-L urmeze pe Domnul așa? Și ne spune cuvântul că mulți L-au părăsit. Au vrut să meargă cu Domnul Iisus Hristos. Poate au fost câteva zile, poate câteva luni împreună cu Domnul. Dar când a venit învățătura aceasta de identificare cu Iisus Hristos, asta a fost prea mult. Dar ca să ajungi în țara promisă, trebuie să fii ancorat în cuvânt. Pentru că ne spune tot Ioan, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi ucenicii mei, dacă rămâneți în cuvântul meu. Sunteți mântuiți prin Evanghelia despre care am auzit că este putere, dacă o țineți așa, tu, după cum v-am propovăduit-o, că de altfel, dacă nu o ții așa, dacă adaugi tu ceva sau dacă scasi ceva, degeaba ați crezut, nu ajungi la țintă, chiar dacă te-ai încolonat spre Canaanul Ceresc. Sunt mulți ca cei din Galatia. Când apostolul Pavel a venit și a mărturisit cuvântul în Galatia, el a fost îmbrățișat de toți ascultătorii. Și vine apostolul să ne spună și le face o radiografie a părtășiei care au avut-o. Aduceți-vă aminte la început când am venit cu Evanghelia. Vă eram așa de drag încât vă erați gata să vă dați și viața pentru mine. Și când începe apostolul să le arate cu adevărat viața de trăire cu Dumnezeu, în totul le arată calea și cum trebuie să urmeze pe Domnul, ei dau o retragere. Și trebuie același Pavel să spună, o galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat cu învățături așa cum vă place vouă? Că una este calea Domnului și nu poți face rabat de ea. Trebuie să fii consecvent și nu numai ceea ce îți place și până la bătrânețele tale să îl urmezi pe Domnul. Pentru că așa ne spune Caleb și avem aici exemplul acesta. Stă în fața poporului și spune, de la tinerețe, până acum, eu sunt de partea lui Dumnezeu. Când stă în fața poporului, el și afirmă faptul că are o inimă curată. Foarte importantă este inima. Pentru că de felul cum îl urmezi pe Domnul, de felul inimii tale, depinde trăirea ta cu Dumnezeu. O inimă murdară te desparte de Dumnezeu. Ori a trăi în totul calea lui Dumnezeu înseamnă să fii aproape de Dumnezeu. Poți fi aproape de Dumnezeu cu o inimă curățită. Și tot Domnul Iisus Hristos vrea să o curățească. O inimă curată te face să fii în prezența lui Dumnezeu și te face să dorești ca în totul să urmezi calea Domnului, fără rezerve. Majoritatea, sau iertați-mi cuvântul majoritatea, dar sunt oameni inconsecvenți. Și m-am uitat și în viața mea. Și trebuie să recunosc că au fost momente și sunt momente de inconsecvență. De multe ori, dacă ar trebui să reprezentăm grafic viața noastră de trăire cu Dumnezeu, am putea face ca o sinusoidă, învățăm noi la fizic, curentul electric, când sus, când jos, când în vale, când în deal. Ori Dumnezeu vrea ca noi să fim altfel, să fim la înălțimi spirituale. Și cum poți fi la o înălțime spirituală decât atunci când ai inima curată, că o inimă necredincioasă te desparte de Dumnezeu și despărțit de Dumnezeu nu poți fi pe culmi spirituale. Ori Dumnezeu vrea o consecvență și mă uit la exemplele pe care le avem în Sfânta Scriptură, exemple care ne plac să le nominalizăm. Oameni consecvenți, care în fața cuptorului aprins nu dau înapoi. Și ei știu în cine se încrede. Și vin și cu afirmația aceasta, Dumnezeul nostru are putere să ne scape din cuptorul acesta încins, dar chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm unui alt Dumnezeu, pentru că suntem consecvenți în credința noastră, în trăirea noastră. Cum ai putea să fii consecvent? Având exemple. Care să fie exemplele noastre? Avem aici un exemplu, Caleb. Dar cred că exemplul desăvârșit este exemplul Domnului Iisus Hristos, care ne învață, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima.
stau și mă uit în viața mea, în viața creștinilor moderni, cum suntem numiți noi. Și parcă nu mai suntem cei care am învățat de la Domnul Iisus Hristos să fim blânzi și smeriți. Că de multe ori afișăm și noi un gest de superioritate și avem pretenția ca noi nu-i nimeni. Doamne, ajută-ne să fim ca Tine și atunci vom avea biruință. Facem bravură din faptul că suntem copii al lui Dumnezeu și mă bucur pentru că Ioan ne spune că suntem copii al lui Dumnezeu, dar dacă suntem copii al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne cere să trăim ca El. Și cum a trăit El? În blândețe și în smerenie. Ca să fii consecvent, indiferent prin ce situație treci, trebuie să ai spiritul acesta de sacrificiu. Și mă uit la exemplul lui Caleb. N-a fost îmbrățișat de popor. Și dacă ne uităm în textul Scripturii, spune că poporul era gata să-l omoare cu pietri. Dar el nu dă înapoi. Chiar dacă ceilalți au alt viziune vis-a-vis de împărăția lui Dumnezeu, el este consecvent în ceea ce a spus Dumnezeu. Și când semenii lui sunt gata să-l omoare, el rămâne tare în credința lui, gata de sacrificiu. De unde învățăm noi sacrificiul acesta? De la Domnul Iisus Hristos. Am spus, exemplul nostru personal ideal este Domnul Iisus și apoi avem și alte exemple pe paginile Sfântelor Scripturi. Solomon, un om deosebit. Omul acesta înțelept pe care ne-l prezintă Scriptura. Despre el ni se spune că a fost cel mai înțelept om care a trăit până la vremea lui. Și totuși vedem stare de decădere, inconsecvență. Ce l-a condus în starea asta? S-a uitat la popoarele din prejur și a luat neveste din popoarele din prejur și odată cu ele a slujit și dumnezeilor acestor popoare. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă numai pe Dumnezeu să-L slujim și numai Lui să ne încredem. Dar probabil va zice cineva, uite, eu vreau neapărat să ajung în țara promisă și cuvintele care le spui sunt cuvinte frumoase. Cum pot să-L urmez doar pe Domnul? Pentru că și eu sunt supus la fel de fel de ispite. La fel de fel de încercări, viața nu-i foarte ușoară. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne pretinde să trăim în totul pentru Domnul în fiecare zi. Cum poți? Sunt câteva expresii care ne arată posibilitatea de a-L urma pe Domnul în totul. Primul lucru este să fii conștient că ești al Domnului. Biblia spune, fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și noi avem pretenție că a fost o zi în care am auzit bătaia la ușa inimii noastre, am deschis Domnului și acum El este stăpânul. Asta e foarte important ca să-L urmezi pe Domnul în toate, să fii conștient că nu aparții nimănui, ci Domnului, ești al Domnului. L-ai acceptat, aceasta înseamnă că aparții Domnului, te dăruiești în întregime, înțelegerea ta, voința ta, sentimentele tale, mădularele tale, toate sunt ale Domnului. Frumos, teorie. Dar cum este cu practica? Petru vine și ne face conștienți de faptul că noi am fost cumpărați cu un preț. Și prețul care s-a dat pe mine este un preț foarte mare. Și el vine, Petru, și ne spune, nu cu aur și cu argint, ci cu sânge, ai fost cumpărat cu un preț și dacă ai fost cumpărat cu un preț, acum trebuie să conștientizezi că nu mai ești al tău, ci tu aparții Domnului și când aparții Domnului, îl urmezi doar pe El. Știi de ce? Pentru că acum de această dată vine Apostolul Pavel și spune, El ne-a schimbat în același chip cu a Lui. Cel care îl urmează pe Domnul în toate și ține cont de toate recomandările Domnului, seamănă cu Domnul Iisus Hristos.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vine și spune Ioan, ne-a dat dreptul să fim copii al lui Dumnezeu. Și vă întreb eu, copiii cu cine seamănă? Te bucuri când vine cineva și spune, măi, copilul tău seamănă cu tine, ești părintele lui? Suntem copii de Dumnezeu, am fost cumpărați de Dumnezeu și am fost schimbați în același chip cu a Lui. Domnul Iisus, la întrebarea ucenicilor, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, știți ce răspunde? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și Tatăl nostru, Cel Ceresc, care a pregătit împărăția pentru toți oamenii, vrea să fie cunoscut. Și vrea să fie cunoscut de semenii noștri și cunoașterea aceasta vrea să o facă prin noi. Pentru că noi trebuie să semănăm cu El. Vă aduceți aminte ilustrația aceea care ne vorbește despre un misionar care s-a dus să-L prezinte pe Domnul Iisus într-un trib? A ajuns acolo, s-a integrat în comunitatea aceea. A trăit cu oamenii aceia, dar n-a putut să exprime Evanghelia verbal, pentru că nu le-a cunoscut inima, limba acelor oameni băștinașilor. Situația fiind foarte grea, după o perioadă de timp, misionarul moare. În același loc, trimite Dumnezeu un alt mesager. Dar mesagerul acesta are abilitatea să învețe limba tribului respectiv și acum îl propovăduiește pe Domnul Iisus Hristos. Toți băștinașii au rămas uimiți. Și au spus, despre cine ne vorbești tu? Noi îl cunoaștem. Pentru că a trăit printre noi, a lucrat împreună cu noi. Făcea aluzie la misionarul care altădată trăise în mijlocul acestui trib. Dragii mei, a-L urma pe Domnul în totul înseamnă să semeni cu El. Înseamnă să-L prezinți pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, spune Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl și noi suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Cine ne vede pe noi trebuie să vadă lucrarea lui Dumnezeu, o mare responsabilitate, dar asta înseamnă să-L urmezi pe Domnul. S-a întreaga sa lege scrisă în inimă și vine cuvântul lui Dumnezeu spunând, voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Când ai cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt care este Evanghelia lui Dumnezeu, putere, acest cuvânt plin de putere te transformă și face ca din tine, pentru că acest cuvânt este putere, să iese, să eman putere. A urma pe Domnul în totul înseamnă să-L urmezi cu orice risc. Exemplul pe care îl avem în fața noastră, Caleb. Toată adunarea vorbea să-l ucidă cu pietre, ne spune cuvântul, dar lui nu-i pasă, pentru că el reprezintă vocea lui Dumnezeu. Nu contează ce argumente aduc chiar semenii lui, ci el aduce argumentul din partea lui Dumnezeu. Și cred că fiecare ne aducem aminte, Caleb, Iosua, erau căpetenii reprezentând una dintre seminții, 12 seminții. Ajung căpetenile acestea în țara promisă, se conving de binecuvântarea acestei țări și vin cu rapoarte. Fiecare aduce un raport așa cum vede țara și toți văd țara foarte frumoasă. Dar ce folos că țara e frumoasă, că acolo se ajunge foarte greu, sunt uriași. 10 dintre ei scoade, aduc o imagine negativă. Nu putem, e frumos, dar n-ai cum să ajungi acolo. Și ce se întâmplă cu Iosua și Caleb care ajung acolo? Ei vin și spun, prietenii noștri, celelalte căpetenii ale seminților au dreptate. Țara este foarte frumoasă, locuitorii ei sunt foarte înalți, puternici, războinici. Prin puterile noastre nu avem cum să-i biruim, dar, și vreau să-l citesc pe Caleb care spune, nu vă uitați la pericol, pentru că îi vom mânca. Dumnezeu ne va da, pentru că așa a promis El. Are încredere într-un Dumnezeu adevărat, îi cunoaște puterea acestui Dumnezeu, este conștient și de lupta care avea să o ducă, dar el cunoaște pe Dumnezeul acesta care dă biruința. Asta înseamnă să-L urmezi pe Domnul, cu orice chip, în orice risc, să nu te afecteze ceea ce spun cei din jur, ci tu să ai credință în Dumnezeu. Mă mai uit în viața
lui Caleb. Și probabil se potrivește și în viața noastră. A-l urma pe Domnul în totul, cale sigură spre moștenire, înseamnă să fii gata să suferi ocara, ocara lui Hristos. În Evrei spune să ieșim dar afară din tabără și să suferim ocara lui. Și când am scris acest verset, m-am gândit, oare care e ocara pe care o avem noi de suferit? Foarte mică în raport cu ceea ce au suferit exemplele care le-am citat. Probabil va spune cineva, mai ai pocăitule și nu-ți place. Sau Domnul Iisus Hristos ne pune în temă spunându-ne, veți fi aplaudați? Nu! Veți fi urâți toți din pricina cuvântului meu, dar asta e calea. Nu-ți place, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, fii gata, pentru că tu ești destinatarul unei alte țări. Nu te aștepta la o viață ușoară. Pe calea aceasta nu e ușor și cântăm noi cântarea aceea, pe calea îngustă e luptă. Să nu te aștepți la o viață ușoară în drum spre Canaanul Ceresc. Că vor fi anachimii, vor fi împotrivitorii, dar pe lângă aceștia este Iisus Hristos care câștigă biruință. Ești destinat să fii biruitor. În lumea aceasta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, veți avea necazuri, dar nu-i punct, ci continuă, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Împreună cu Domnul ești biruitor, chiar dacă nu-i ușoară viața aceasta. Ca să-L urmezi pe Domnul în toate, să fii gata să-ți pierzi viața pentru El. Cine își pierde viața pentru mine, spune cuvântul lui Dumnezeu, o va câștiga. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Se merită ca să urmezi în totul, chiar dacă nu-i ușor? Se merită să treci fără niciun compromis, să fii consecvent, indiferent prin ce situație treci, să-L urmezi pe Domnul? Și eu spun da. De ce? Pentru că răsplățile sunt foarte mari. Pe El îl voi face să intre în țară. Și de mai multe ori, cuvântul lui Dumnezeu spune vis-a-vis de Iosua și Caleb, ei m-au urmat în totul, atunci ei vor moșteni țara, ei împreună cu copiilor și urmașilor vor moșteni țara. De ce? Pentru că m-au urmat în totul, indiferent de circumstanțe. Ceilalți? Despre ceilalți ne spune cuvântul lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat cu ei? Chiar dacă au pornit din Egipt spre țara promisă. Celelalte 10 iscoade, chiar dacă au fost căpetenii ale semințiilor, știți ce ne spune cuvântul despre ele? Au pierit într-o moarte năpraznică. Dar au ajuns la biruință cei care l-au urmat pe Domnul din toată inima. Care e răspunsul unei asemenea umblări? O viață fericită. Cea mai fericită persoană este cea care îl urmează doar pe Domnul. Stă Caleb în fața noastră și spune așa, îl urmez pe Domnul și sunt 40 de ani de când am fost să-i scodesc țara. Și am venit cu răspunsul acela care n-a plăcut poporului, dar iată că acum sunt moștenitorul țării. Și uitați-vă la mine, sunt mai plin de viață decât atunci, chiar dacă am îmbătrânit. Pentru că trăirea cu Domnul, în ciuda tuturor problemelor, este o trăire în biruință și se merită chiar pe pământul acesta, chiar în luptele acestea, chiar în ispitele prin care trecem, că ai o viață împlinită și fericită slujindu-L pe Domnul. Dar totuși ne uităm în jurul nostru și vedem și stări de nefericire. Știți care este pericolul? Pericolul care ne paște pe fiecare dintre noi, de aici de la amvon până la ușă, este pericolul acesta de a nu te încrede în totul în calea Domnului, de a avea scăpări, de a avea momente de slăbiciune. Acum n-aș vrea să credeți că toți vom fi supermeni, toți vom avea ispite, dar niciodată ispitele n-ar trebui să ne conducă în decădere, ci să ne ajute să urcăm pe culi spirituale. Și necazul este că de multe ori căutăm să împărțim lucrurile, să împăcăm lucrurile. Ori la capitolul acesta vine Scriptura foarte vehement spunându-ne, nu puteți sluji la doi stăpâni.
Pentru că nu puteți sluji și pe mamona în același timp și pe Dumnezeu. Iar cartea Apocalipsa vine să ne aducă în atenție aspectul acesta. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Situația duplicitară este cea mai periculoasă situație. Și chiar dacă mă repet, din nou aș vrea să aduc în atenția noastră o ilustrație care mi-a rămas în minte, deși mult timp de atunci, de când am experimentat-o. Un tânăr a venit să vorbească cu mine și am fost plăcut surprins că am zis că vorbește de bine. Și vine și îmi spune, frate Ghiță, nu mai place la biserică. Am schimbat registru și am zis, cum se întâmplă așa? Stai că nu-i totul, dar să știi că nu mai îmi place nici în lume. Cum se întâmplă? Când sunt la biserică, totdeauna gândurile mele zboară la prietenii mei și parcă aș vrea să fiu în altă parte. Și când sunt cu prietenii mei în locuri care știu precis că sunt locuri păcătoase, nu mă simt bine, pentru că știu că locul meu nu este acolo și mă gândesc la părtășia din biserică. Frate, am ajuns într-o situație tensionată, nici acolo, nici acolo, nici dincolo. Și eu vreau să spun că așa e, când treci duplicitar, n-ai cum să fii împlinit. Pentru că vine Iosua, cel care intră în posesia țării și spune poporului, alegeți, dar faceți o alegere serioasă, vitală. Alegeți cui vreți să slujiți, ori lui Dumnezeu, ori celui rău, că altă variantă nu există. Sau dacă vrei să slujești astăzi pe Dumnezeu, mâine pe cel rău, atunci ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii, nu vei fi împlinit, alegeți astăzi. Și iată că ne spune Caleb, varianta cea mai bună, să-L urmezi în totul. Și vei fi fericit chiar și în umblarea prin problemele lumii acesteia, pentru că Domnul este de poartea ta. Încă un lucru benefic care vine în urma alegerii să-L urmezi pe Domnul în toate, este faptul că ești folositor pentru alții. Caleb și Iosua sunt chemați să fie folositori pentru națiunea lui, pentru națiunea lor. Și chiar dacă semenii lor s-au răzvrătit, iată că ei sunt folositori pentru generațiile care au urmat, pentru că aceștia au fost posesorii țării pregătite de Dumnezeu. Aș avea multe exemple din Scriptură. Avram l-a urmat pe Domnul în toate și el a fost făcut o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Spuneam nu de mult despre Iosif, care l-a urmat pe Domnul în toate și știți că Dumnezeu l-a binecuvântat și pe faraon din pricina lui Iosif. Acum trag eu concluzia spunând, dacă eu decid să-L urmez pe Domnul în toate, dar fără niciun compromis, numai El să-mi fie punctul focal al trăirii vieții mele, înseamnă că și urmașii mei, cei cu care alerg spre țintă, vor fi binecuvântați și motivați de trăirea mea. Și în final, a trăit totul pentru Domnul, ajungi în țara promisă, o răsplătire veșnică. Aș vrea să-l citesc pe Petru, care vine și spune, Doamne, noi am lăsat totul, totul am lăsat, n-am mai păstrat nimic și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și acum spune Domnul Iisus Hristos și putem verifica și noi. Petre, îți spun că tu gândești bine. Nu există cineva să lase ceva ca să nu primească, dar nu să primească așa puțin, ci să primească înzecit și pe lângă aceasta, tot ceea ce primești în urma urmării Domnului nu valorează nimic cu veșnicie, și pe lângă aceasta viața veșnică. Asta e răsplătirea care o face Domnul pentru toți cei care trăiesc în totul și au niște obiective precise să-L urmeze pe Domnul. Am început la început spunând că pe drumul acesta spre țară s-au încolonat mulți, dar au ajuns puțini. În ultima carte din Biblie, vis-a-vis de biserica din Sardes, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu vrednic. Doamne, te rog pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele, pentru biserica noastră. Vă spuneam că avem o mare responsabilitate, să uită frații noștri din America, din Europa spre noi
și trebuie să dăm un exemplu. Doamne, ajută-ne să fim vrednici. Și vrednicia se păstrează și se câștigă doar atunci când îți fixezi obiective înalte. Să trăiești în totul, în totul, fără excepție, doar pentru Domnul. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Amin. Integrală să stară ca aparține cu toate năzuințele, cu toate potențele, cu toate calitățile și cu toate frământările. Ajută-ne să trăim pentru slavă. Amin. Și ajută-ne în călătoria noastră către Patria Cerească să ne eliberăm de toate piedicile, de păcatul care ne înfășoară așa de peste. Și să alergăm înainte spre ținta care este pusă înaintea noastră. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai mers înaintea noastră și ne-ai pregătit o țară mai bună decât țara Canaanului. Un loc în care nu mai sunt dușmani, în care nu mai sunt pericole, în care nu mai sunt ispite. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim pentru aceasta. Dacă în locul acesta sunt oameni care încă nu s-au înrolat în călătoria aceasta, deschidere inima, Doamne, să te primească pe tine ca Domn. Și apoi să lucrezi desăvârșirea în viețile tuturor. Așa încât să ne apropiem tot mai mult de tine. Mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim că ne-ai renoit speranța și dorința după aceea. Te rugăm să ne ajuți să ne legăm tot mai mult de lucrurile de sus și tot mai puțin de lucrurile de pe pământ și să trăim o viață așa cum dorești. Binecuvintează, te rugăm pe fiecare dintre noi de rugăința aceasta și în toate să fie slăvit numele tău. Amin. Doamne, slăvesc numele Tău și vreau să-ți mulțumesc că ai pregătit pentru fiecare dintre noi o țară așa de frumoasă. Vrem, Doamne Iisuse, ca să intrăm în ea. Și dacă ne-am înrolat spre țara aceasta, am vrea ca tot să ajungem la destinație. Dar îți mulțumim că Tu ne spui, ca să ajungem acolo, trebuie să trăim pentru Tine. Ajută-ne să experimentăm fiecare dintre noi o trăire profundă cu Tine în fiecare zi. Ajută-ne să experimentăm ce înseamnă fericirea adevărată, chiar în mijlocul problemelor. Fericire care numai Tu o poți da. Și fă, Doamne, să dorim nu numai noi, dar și semenii noștri împărăția Ta. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin.